Municipiul Suceava a finalizat proiectele finanțate din fonduri elvețiene. Este vorba despre proiectele management modern și eficient al iluminatului public și electromobilitate vehicule electrice pentru o municipalitate verde. Aceste proiecte au fost accesate de Primăria Suceava, iar valoarea acestora este de peste 9,5 milioane de franci elvețieni. Primarul Ion Lungu a menționat că Suceava este primul oraș din România care a încheiat aceste proiecte elvețiene în comparație cu orașe precum Cluj, Brașov sau Arad. Ambele proiecte au adus economii semnificative la bugetul local al Sucevei. Practic, pe data de 7 mai a fost recepție finală a lor din partea ambasadorului Elveției. Acum s-au terminat, în sensul că la școli s-au finalizat, depus becurile și sunt toate cele 9.000 de corpuri de iluminat și sunt economii foarte consistente și o să le prezentăm într-o conferință de presă. La fel, Primăria Municipiului Suceava a terminat de plătit autobuzele care au venit, cele 4, este vorba de 5, pardon, cele 5 autobuze, vorba de 5 milioane de lei, 50 miliarde de lei vechi. Acum urmează să primim acești bani, așa este procedura, întâi trebuie să-i plătim noi, pe care urmează să solicităm rambursarea, vom solicita rambursarea lor de la partea elvețiană. Este un lucru bun pentru noi, suntem singurul sau primul oraș din România care a încheiat aceste proiecte elvețiene cu celelalte, în comparație cu celelalte orașe, și mă refer aici la Cluj, la Brașov și la Arad, noi am cheltuit și banii rezultați din economii. Așa cum se știe, avem o relație foarte bună și ne apreciază domnul ambasador al Elveției. Am avut relații cu dumnealui și sper să mai obținem finanțări elvețiene.